Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a luat act de decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din 9 iunie 2016 cu referire la prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 9 din 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lucrăm la o nouă variantă de taxă de timbru, avem un grup de lucru și sper ca până în toamnă, când reintrăm în activitatea intensă pe domeniul acesta, să venim cu o variantă care sper să fie mai echitabilă pentru toată lumea și inclusiv pentru principiul poluatorul plătește, care e de fapt fundamentul unei astfel de taxe, a spus Cristina Pașca Palmer, ministrul de resort. În acest context a fost constituit un grup de lucru care analizează eventuala modificare a legislației existente în concordanță cu reglementările naționale și europene în vigoare, se arată într-un comunicat.